Mă pregătesc să o întâlnesc pe Alina în atelierul de croitorie unde ea lucrează. Sper să mă arate câteva tehnici pe care le folosește. Nu știe, însă i-am adus o bucată de material din care sper eu să facă minuni. Și să nu se supere de mine, evident. Echipa de filmare e aici. Bună, Alina! Bună! Ce uite, faci? Bine fac. Ți-am adus ceva. Îmi pare rău, dar o să mă folosesc de tine. Deci am o fată de pernă, așa, pe care scrie ceva. E foarte mare și m-am gândit că poate, nu știu, ce vrei tu, ce ai putea da. Să tai e la cam aici, mare azi. Pentru o pernă. Este, nu? Da, am putea dar scoate ceva din ea. Ce vrei să faci ia pentru să mine? O chestie asimetrică. Da? Un volum, nu? Un volum. Prima și prima dată dăm niște semne cu creta, ca să nu tăiem aiurea. Mă gândesc că aici ar putea fi o mânecă. O facem asimetric. Mie îmi place asimetria. Aici va fi o altă mânecă. Și aici tăiem. Pe aici iese o mână. Aici va ieși cealaltă și să vedem pe unde ies picioarele. Trebuie să trecem la cusut. Hai! Am terminat cu tăiat. Vreau să-i fac o rezervă din asta actuală. Îi fac o cusătură cu galben, în contrast. Și ce rămâne în afară, o deșirăm așa cum se poartă acum. O să mai trag o cusătură de fixare a răscroiturii gâtului, să nu se deșire chiar de tot, să se deșire până într-un punct. Acum, cusăturile fiind făcute, le ciufulim. Le facem cât mai deteriorate. Da. Așa, pe aici deci, intră capul, pe aici iese o mână. Așa. Și în partea asta la altă va ieși o altă mână. Cer să-ți imaginezi? Da, mă îmbrac aici. Dar nu mă filmați că mă îmbrac. Stai așa. Gata. Ce drăguță e. Aici trebuie să vină pe umăr. Da. Asta este o mânecă lungă. Așa. Aici ai un șlit. Aici un pic bluzată. Aici din nou e bluzată. Da. Iar dacă treaba asta am transformat într-un tipar, eu sunt sigură că am scoate o bluză reușită.